Bună seara, stimați telespectatori! Suntem din nou împreună, așa cum am promis, zi de zi, seara de seară. Suntem într-o zi în care s-a încheiat ciclul rotund al înălțării Sfintei Cruci. Astăzi nu ne depărtăm de cruce, dar ne luăm la revedere de unul dintre frumoasele prasnice care marchează începutul de an bisericesc sau, dacă vreți, de cuprinderea a toamnei. Suntem departe deja de cruce, dar suntem cu crucea în mijlocul nostru. Prasnicul cel mai important al zilei este legat însă de prorocul Iona, un personaj al Vechiului Testament care se pare că a existat cu adevărat, cercetările istorice ne spun că așa a fost, care primește de la Domnul o revelație asupra unei cetăți, asupra Ninivelui, și amenință pe cei de acolo că vor fi rași de pe fața pământului dacă nu împlinesc pocăința înaintea lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu este aceasta, că oamenii, într-adevăr, înmuindu-se și luând atitudine în încercarea de a se salva, reușesc să salveze și cetatea și pe ei ca persoane fiecare în parte. Iona este burzulit, supărat ca orice profet căruia nu i-a ieșit rostirea. Dar în această burzulire Dumnezeu îi oferă două modele de întoarcere a propriei sale persoane către adevărul că Dumnezeu este stăpânul istoriei, nu profeții și nici calculele matematice referitoare la cetate. Pe de o parte avem primul Halloween, dacă vreți, pentru că îi oferă un curcubete care îl vindecă un pic de îngânfarea de a crede că el este totul pe pământ, iar pe de altă parte avem șederea lui în pântecele chitului timp de 3 zile, ieșind la lumină după aceste 3 zile de stat în pântecele chitului, aducând aminte tot timpul de învierea Mântuitorului Hristos. Iona este simpatic, dar este în aceeași vreme și prea cuprins de zel în misiunii sale. În încercarea de a nu fi niciodată un Iona care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu pentru că nu îi împlinește profețiile, omul modern trebuie să caute cu cumpătare de fiecare dată la lucrurile care vin către el. Nu suntem în mâna celor care fac statistici, nu suntem în mâna celor care ne amenință cu moartea doar pentru că trece timpul sau vine timpul. Sigur, numărul de victime crește pentru că fiecare zi care trece aduce noi suflete care pleacă spre Dumnezeu. Trebuie să avem tăria aceasta de recunoaște că ceea ce este nevoie acum este nevoia aceasta masivă de adunare pe propriile noastre obiective, de a ne aduna unii în ceilalți și de a spune oamenilor odată în plus că viața merge mai departe și că suntem făcuți să biruim, nu să fim înfrânți de fiecare dată. Îngăduiți ca de aici, de la întâlnirea noastră de fiecare seară, să vă spun tot timpul, e loc de rugăciune, e loc de putere și e loc de curaj pentru fiecare dintre noi. Și curajul, suma curajului fiecăruia dintre noi în parte adunat cu acelorlalți dă o țară mult mai curajoasă. O noapte bună și o dimineață cu binecuvântare. Mâine este o nouă zi.